Salutări și bine ați revenit la Complex Made Simple. Astăzi l-am alături de mine pe un prieten drag, Mihai Pătrașcu, fondator Evomag. Ce faci, Mihai? Salutare! Salut, salut, Cristi! Bine, uite, vizită pe la voi. Mă bucur tare mult să fiu de fiecare dată pe la voi. Mersi mult și eu. Hai să povestim un pic ce ați făcut voi în ultima vreme. Business-ul pe care l-ai înființat și pe care îl conduci, cel puțin mie mi-e familiar de când am început în e-commerce, să zicem, de prin 2007-2008, când l-ați înființat? În 2005. 2005. 17 ani. Anul viitor te chemăm la majorat. Foarte tare. Au fost niște ani plini de incertitudine, să zicem. Spune-ne, nu vreau să povestim iarăși despre pandemie, cum au intrat foarte mulți oameni în e-commerce, cum reușim să-i păstrăm, dacă reușim să-i păstrăm, dar m-ar interesa foarte tare care au fost, nu știu, cele mai sperate mișcări pe care le-ați făcut în ultimii ani sau ce am avea noi de învățat din urma experiențelor pe care le-ați avut. Pentru că s-a dezvoltat foarte frumos, se dezvoltă în continuare foarte frumos business. Ce pot spune este un learning continuu. Cumva, dacă cel mai important, cred că într-un business, indiferent că e e-commerce sau normal, este foarte important să ai o echipă de care să asculți ca antreprenor. Și ca orice antreprenor, cumva, n-ai început pentru că aveai de toate, ci ai început pentru că cumva ceva te-a împins în direcția de a crea și de a dezvolta și de a-ți satisface dorința de creația unui lucru. Și ca antreprenor e destul de dificil într-un timp să trebuie să ajungi la o maturitate să-ți asculți echipa. Ce mă bucur teribil din punctul meu de vedere este că pe cât posibil mi-ascult echipa și aștept să împreună să facem un plan de acțiune și să-l punem în practică și să fim din ce în ce mai, să zicem, mai focusați pe planul ăsta de acțiune. Și ceea ce, uite, că ziceai de pandemie sau dinainte de pandemie sau după pandemie, pentru că lucrurile au fost în online, cred că dinamismul e cel care, constanta, numărul unu, e dinamismul. Și pe noi ne-a prins această perioadă, ne-a prins foarte bine. Ne-a prins cu un plan de acțiune schițat, aliniați ca management, ca echipă, dus planul de acțiune, acest plan de acțiune pe un an, pe doi, dus deja la layere mai jos. Și o perioadă cu o creștere fantastică și cu provocările, pentru că nu înseamnă că dacă ai o creștere este neapărat totul bine, pentru că dai în cealaltă parte. Nu mai ai serviciile bune, nu mai oferi clientului cu ce este obișnuit. Și noi, având planul acesta de acțiune, doar ne-a dat un șut să-l punem în practică mai mult și mai rapid și mai hotărâți și mai determinați. Și asta ne-a făcut, de exemplu, în 2020 să creștem cu 46%. Anualizat pe 2 ani, am putea zice 25%. Ceea ce este o creștere foarte mare pentru orice business. Uite, ce le spun eu tuturor oamenilor de prin piață sau care vor să intre în piață, să nu se mai uite la e-commerce și offline, la online și offline, să uite la un tot unitar și să uite pe unde e clientul. Un lucru care îmi place mult la business-ul vostru e că vă duceți pe foarte multe canale acolo unde e clientul, fără să considerați că, băi, ok, mă încanibalizez canalul meu sau de ce să plătesc comision la, nu știu, cu e-commerce-ul X sau de ce să fac lucrurile astea. Spune-ne un pic, cum merg celelalte canale și cum reușiți să fiți exact acolo unde are clientul nevoie de voi? Este foarte important, noi ne-am ales ca și strategie să ne listăm pe cât mai multe canale, să ne ducem în cât mai multe canale. De ce? Pentru că ne dăm seama că suntem expert în câteva verticale. Ne comportăm ca un expert în câteva verticale, în tehnologie, în IT, în telefoane, televizoare, gadgeturi, vehicule electrice, trotinete, mobilitate urbană, imprimante, partea de tehnologie și IT și alte câteva verticale. Și atunci am zis, ok, ce putem face să devenim expert acolo, să fim competitivi, să oferim valoare clientului și după aceea să încercăm să-l găsim, pentru că deși noi avem 17 ani, încă sunt foarte multe zone ale țării care de-abia acum dau piept cu comerțul online. Correct.
ceea ce înseamnă o foarte mare oportunitate și după aceea vor da pieptul cu noi sau ne vor descoperi. Uh-huh. Și atunci am zis, ok, nu suntem acolo, ok, piața e mare, noi suntem o părticică mică, nu accesăm piața aia, cine o accesează? X, ok, hai să ne... Să ne știi că este o, ca strategie, este ori ești un elefant, ori ești o păsărică care se pune pune elefant, adică te asociezi cu un jucător mai mare sau cel care accesează. Și atunci, asta am făcut în ultimii 2 ani, am dezvoltat foarte mult parteneriate cu alte canale și fiind experți au văzut rezultatele instant. Adică noi le-am oferit calitatea serviciilor, cine suntem, ceea ce promitem se întâmplă, pierdem, câștigăm, nu contează, trebuie să se întâmple. Și atunci și pentru ei a fost un beneficiu foarte bun. Win-win. Exact, exact. Ce am învățat în ultima vreme, cel puțin acum, că s-au schimbat foarte multe lucruri, e să nu mai facem presupuneri. Nu? Discutam cu tine, cred că acum câteva luni bune, că în partea asta de, nu știu, livratori la Smile, Glovo, Taz și așa mai departe, noi ne gândeam că nu se cumpără produse mari sau electronice, electrocasnice mari. Povestește-ne un pic cum a fost experiența cu televizor vândut prin unul din ei, deci, nu? Deci a fost foarte tare că noi suntem listați pe Bringo, pe Glovo, pe Taz și pe încă câteva marketplace-uri, cu e-commerce-uri și marketplace-uri. Și era un coleg, un foarte bun product manager și un om extraordinar, vine cu patimă, cu... Zice, băi, dar de ce nu punem și pe Bringo televizoare și monitoare? Pentru că noi ne-am gândit, ok, hai să punem categoriile de produse care sunt rapide. Quick commerce, ok, exact. Produse de care ai nevoie rapid, acum mititele. Și i-am zis, ok, Ionuț, nu cred că se vinde, nu cred că ar lua cineva un televizor, e mare, ok, vin cu mașini. E o decizie care durează. Exact, și nu, era foarte... Și zic, băi, ne costă ceva să facem lucrul acesta? Nu. Ok, hai să-i dăm drumul. Prima următoare comandă de când am accesat a fost un televizor. Deci m-am dus la el și am zis, ok, super, de asta, oricum de asta avem nevoie, avem nevoie de oameni care ne challenge-uiesc, oameni care nu spun, da, yes man, știi tu mai bine, lasă că... Nu, ok, am rezistat puțin pentru că bias-ul a funcționat, ok, ce să caute un televizor cu Glovo sau cu Bringo și uite că s-a dovedit că fix asta s-a întâmplat și au comandat. Și, surprinzător, am avut, la un moment dat, am activat cumva dintr-o scăpare frigidere la Glovo. Din păcate au venit doi curieri săraci să ridice un frigider că un client chiar voia frigiderul respectiv. Adică și zic ok, hai repede să corectăm. Adică a fost super. Deci oamenii chiar... Am avut și comenzi de... M-aș și surprins la un moment dat, am crezut că e o fraudă, de 20.000 de ron, vreo 3 iPhone, vreo un laptop, Apple, Mac, și am zis, ok, o fi vreo fraudă cu un card. Nu, era un client care, l-am verificat, era ok, era super, era voia repede, așa comanda el, ok, deci se schimbă foarte mult comportamentul. Exact, asta, exact la asta voiam să ajung, că nu mai trebuie să facem presupuneri bazat pe ce știam, ci poate mai degrabă să venim cumva să testăm. Uite, asta legat de clientul care cumpără de 20.000 de lei, mi s-a întâmplat mie să mă duc în AFI să cumpăr un laptop pentru că începea un coleg și să mai cumpăr mouse, periferice ce aveam nevoie când începeam, când construiam echipa, știi? Mă duceam, dădeam cardul, mă duceam, ajungeam acum, instant. Da, da. Iar la fel, în momentul în care, nu știu, ai o nevoie, acum ne-am cam obișnuit să putem să adresăm, să ne cumva, să cumpărăm produsele respective exact atunci. Ce alte semnale vă mai dau clienții? Sau ce ai mai văzut prin piață, așa, nu știu, că se întâmplă mai mult în ultima perioadă, adică în ultimele luni, să zicem? Ce observăm? Observăm că după această pandemie și este și normal, clienții... neapărat fac o pauză, dar își acordă atenție nevoilor sociale mai mult. Ies din casă, se duc în concedii mai dese. Asta vedem anul acesta. Ceea ce pentru noi e o provocare, pentru că
Știm că domeniul unde ne aflăm noi este un domeniu care va crește, va evolua în continuare, este nevoie pentru că noi încă suntem la un procent de, accesibil, să zicem așa, și mic de, comerț online. Deci potențial există în piață și va exista mulți ani de acum înainte. Vedem un recul, nu neapărat un recul în, sensul în care nu există o creștere pe care... Nu că nu există. Creșterea e mai mică decât ne așteptam. Dar noi, ca și magazin online, cu fundație destul de bună, foarte bună, nu destul de bună, mergem, căutăm noi și noi acțiuni în planul nostru de acțiune în fiecare quarter, pentru că avem un sistem de management cu, prin care ne uităm la planul nostru de acțiune fiecare quarter și căutăm întotdeauna și alte canale și alte categorii de produse mai noi. Sperăm ca până la finalul anului să mai dăm drumul la o categorie nouă unde să fim specialiști, dar încă în spate coacem la ea, pentru că, de exemplu, dau un exemplu, categoria de vehicule electrice, un factor strategic în, direcția aceasta este că avem serviciu propriu. Suntem singurul magazin de nivelul acesta care are serviciu propriu de vehicule electrice, unde sunt specialiști, oameni cu ani buni de cunoștințe în electronică și în reparații. Și atunci este un factor diferențiator strategic pentru noi. Asta dau și întotdeauna exemplu. Ori ești profesionist sau ori știi și poți să dai un plus de valoare clientului, ori devii marketplace și aduci un profesionist alături de tine care să vândă către clientul tău o altă gamă de produse sau un alt produs de care clientul ăla are nevoie. Da. Da. Știi, asta mi se pare că sunt singurele două rute care vor funcționa în viitor. Devii profesionist, dai valoare lanțului sau aduci pe cineva care dă valoare lanțului. Asta exact. Mi se pare destul exact. De clar. Am înțeles, deci aveți planuri să mai aduceți categorii. Momentan, da, marketplace da. Nu știți. Noi nu am cochetat, ci dezvoltăm partea aceasta de marketplace. Marketplace-ul este un proiect complex, foarte complex, cu o investiție foarte mare și cu necunoscute. Hai să zicem că acum nu mai sunt așa necunoscute, dar are nevoie de proiectul acesta de, investiție, de, și noi avem în spate și tot lucrăm la, o parte de genul acesta, doar că atâta timp cât nu avem și suntem în continuare creștere din punct de vedere al traficului, lucrurile mai trebuie. Dar e un proiect care nu, cu siguranță că vom ajunge și noi marketplace la un moment dat. Nu neapărat generalist, că iarăși contează foarte mult ce tip de marketplace vei fi. E următorul pas în evoluția unui business matur, să absolut. Zicem. Și tu zici că mai maturizați la business mai matur. E foarte simplu, te gândești la portofelul unui client și tu ai partea aceasta de dacă e discreționar sau nu, nu știm. Și zici, ok, dar are încredere în mine și noi suntem un business de 17 ani cu calitatea serviciilor foarte bună, pentru că întotdeauna din... Noi am încercat și uite că nu credeam că ajungem aici, real vorbind spus, avem câteva principii și câteva valori la care nu prea facem, să zicem, nu negociem cu ele. Și chiar dacă pierdem, câștigăm. Și atunci ne gândim, ok, avem un brand puternic, da, sau cunoscut, sau de încredere, da. Ok, ce mai poate lua clientul de la noi, deși lua poate din altă parte? Asta. Ok, hai să-i adăugăm. Dar într-adevăr să ne asigurăm că îi dăm valoarea respectivă clientului. Exact, asta mi se pare cel mai important. Nu știu dacă e cazul vostru, dar am văzut niște business-uri mari, niște mamuți din aceștia din piață, care au cumpărat... pe, nu știu, din cauza problemelor cu transportul, din cauza inflației, din cauza lipsei stocului la anumiți furnizori, au cumpărat stocuri foarte mari. În momentul în care comerțul era pe o creștere mare față de anul trecut. Da. S-au deschis mall-urile, adică s-au deschis, au început să fie relaxate toate măsurile, au început oamenii să călătorească mai mult, ce spuneai și tu, să consume mai multe servicii și mai multe, nu știu, experiențe, toate concertele astea și toate evenimentele din ultima vreme. E clar că i-a ținut pe oameni, în primul rând, i-a ținut acolo. Da. Nu e vorba de, ok, share-ul de portofel de care spuneai și tu, dar clar oamenii au fost acolo și concentrați acolo. Sute de mii de oameni în câteva zile au ieșit din piață, da? Și erau exact publicul. Da.
Și cu atenția numai acolo. Exact, cu atenția numai acolo. Firmele astea mari de care spuneam, companiile astea mari de care spuneam, acum pare ca o mică mare problemă sau viitor mare problemă dacă cumva partea asta de, nu știu, comerț al produselor de folosință îndelungată, da? Mai mult mă refer la albe, de-aia spuneam că nu știu sigur dacă e cazul vostru. Pare că au o problemă destul de mare, că stau pe un stoc foarte mare, sunt niște bani care sunt blocați acolo. Cum vezi categoriile astea de produse sau ce s-a întâmplat în cazul vostru? Sau cum vezi partea asta, deși de inflație și de protecție al consumatorului, că na, nu transfer către el toată creșterea de preț? Ce mi se pare foarte... Este o... am câțiva și sunt super, super norocos, să zicem, că beneficiez de anumit know-how din partea multor prieteni și oameni. Și țin minte, a spus un amic foarte, foarte bun, Cornel, și zice, băi, ai răbdare că ceea ce crezi la un moment dat că este, nu știu, o mare problemă, de fapt devine o mare oportunitate imediat după colț. Era într-un context, dar ca să-l pun în contextul a ceea ce spui, ne gândim așa. Noi tot anul trecut, i-am auzit pe toți colegii mei, n-avem stocuri, nu găsim stocuri, este shortage. Ce a însemnat, real vorbind, am luat stocuri la finalul anului foarte mari. Am intrat cu ele anul acesta. Ok, de obicei, noiembrie-decembrie sunt foarte sus, ianuarie-februarie scad, dar nu atât de mult. De obicei, ianuarie și februarie, pentru noi în industria noastră, sunt luni bune. Dar totuși am intrat cu un stoc foarte mare. Și atunci a trebuit să ne chinuim, dar noi fiind o bărcuță foarte agilă, zicem noi, am reușit cumva să ajustăm stocul destul de rapid. Dar acum să ne gândim logică. Vine o altă problemă care e reală și va mai fi, zicem noi, o perioadă, începe totuși să-și revină la normal. Costul de transport din China și... logistica și costul materialelor prime care s-au scumpit și acolo, deci s-a scumpit și prețul. Deci avem un stoc mare care a rămas de la începutul anului, care trebuie vândut, dar pe de cealaltă parte nu mai vine marfă sau nu mai vine la fel sau nu mai vine la fel de cu costuri foarte mari. Și atunci cred că e o chestie doar de așteptat. Ce într-adevăr trebuie și nimeni nu știe, că până la urmă toată lumea doar poate presupune. Nu știm ce va fi toamna aceasta, care va fi comportamentul din punct de vedere al consumului. Noi estimăm că, oricum, online-ul, indiferent într-o criză sau nu, online-ul crește. Lucru care este standard întotdeauna, pentru că întotdeauna online-ul e perceput mai ieftin, mai accesibil, mai, cu diversitate mai mare. Te poți duce rapid către un produs inferior, dar cu un preț mai accesibil, dar nu atât de... Adică ai range-ul mai mare de unde alege în cazul în care, știu eu, trebuie să te ajustezi. Și atunci eu cred că cei care totuși aveau stocuri mari și trebuiau să scape de ele vor avea, ok, le vor vinde într-un timp mai lung, dar vor beneficia de preț. Adică de prețul de achiziție exact, care... Exact, că l-au cumpărat atunci. Da. Și atunci doar e o chestie de finanțare. Ok, finanțez stocul în loc să-l finanțez 2 luni, 3 luni, 4 luni, îl finanțez un an. Ok. Exact. Asta apropo de creșterea online-ului, suntem încă la un procent foarte mic, ce spuneai și tu, partea de tranzacții în mediul online versus total volum de tranzacții din piață. Un lucru pe care l-am văzut exact când a început pandemia, am văzut un stop, hai să spun, n-a fost hard stop, dar a fost un stop destul de mare în partea de tranzacții offline. Foarte multe companii, foarte, foarte multe, au oprit toate campaniile din online. Spuneau, băi, nu, că nu știm dacă mai cumpără consumator, uite, traficul s-a mutat totul, bă, nu știu, consumau știri și tot fel de lucruri de genul ăsta. Și au oprit campaniile. Iar eu spuneam de atunci că nu poți să oprești toată piața de consum, să consideri că dacă s-a oprit 90%, 92%, s-a oprit, se vor opri și cei 8%. Pentru că întotdeauna în toată piața asta de consum vor fi oameni care vor cumpăra, chiar dacă se pune un hard stop, chiar dacă e război, chiar dacă... Și atunci, asta am observat și acum, că în momentul în care, nu știu, pot să apară crize sau pot să apară, nu știu, anumite incertitudini, exact ce spuneai tu, că oamenii se duc și cumpără online pentru că
au acces mai rapid la, nu știu, a compara prețurile, a cumpăra de la un specialist și a specialiștilor respectiv să-i dea mai multe avantaje. Te duci cu ușurință la o categorie mai jos de produs și ești perceput mai ieftin, pentru că, într-adevăr, în multe din cazuri, faptul că firmele nu au atât de răspândită, companiile nu au atât de răspândită prezența fizică, e un mare avantaj, poate să fie un mare avantaj. Revenind la partea fizică și la partea de prezență fizică, voi aveți un showroom care e foarte fain, știu, foarte cunoscut, vin oameni, experimentează produse din astea, vehicule electrice. Vehicule electrice, exact. Este singurul loc unde poți veni să testezi peste 30-40 de modele într-un mediu sigur. Adică nu te poți duce pe stradă, că poate te-ai suit, n-ai curba de învățare momentan acolo și cazi și îți rupă mână. Acolo, la noi, în cinta showroom-ului și depozitului, te poți duce safe, nu îți rup nimic, avem cât de cât făcute niște lucruri safe și atunci... Uite, asta mi se pare unul din avantajele majore pe care le dai consumatorului. Absolut. Băi, experimentezi, nu vii să cumperi, că na, cum cumpărai online, vii să cumperi acolo, aceeași poveste, adică mi l-ai dat într-o cutie. Mi s-a întâmplat asta, m-am să cumpăr o bicicletă dintr-un showroom și mi-au dat într-o cutie. Zic, ce fac, frate, cum mă duc acasă, în primul rând? Păstrează-o aici, montează-o, păi nu, montaj avem peste 3 luni. Exact. Gai, ce ați făcut? Exact. Ce le recomanzi celor care vor să-și deschidă un showroom sau care vor să-i intre cumva cu prezență fizică? Pentru că văd foarte multe business-uri care au început online, s-au dezvoltat destul de mult și inevitabil la un moment dat ajung să intre cumva și în spațiul ăsta fizic. Le recomand să intre, nu le recomand să intre? Dacă intră, cum să intre? Ce ai învățat tu în toți anii ăștia? Mie mi se pare că anul ăsta este anul offline-ului. Adică sau al prezenței offline sau al celor care au prezență offline, deci reculul, să zicem, al online-ului de anul trecut și de acum 2 ani. E normal, oamenii vor să iasă, vor să se ducă, vor să vadă. Viitorul aparține, țin minte, acum 5 ani, 7 ani, când online-ul e viitorul, vei comanda toți online. Eram atât de convins că totul este online. Nu e adevărat. Viitorul este omnichannel, punct. Prezență, magazin, cu componenta de online. Și mai e un lucru foarte, foarte interesant pe care mi l-a zis un foarte bun prieten de la școală. Zice, băi Mihai, tu faci site acolo, butonezi, nu știu ce, ce site frumos, ce nu știu ce, te gândești tu la toate lucrurile, tehnologie, dar la final tu ce ești? Păi sunt magazin. Păi ok, ok, mai spune o dată. Păi sunt magazin. Online, îi ziceam eu. Nu, lasă online. Tu ești un magazin. Faptul că ai componenta de online care trebuie să o ai pentru că devine igienică, cum se zice, adică nu ai, te strică și la offline, exact. Aia într-adevăr e o mare problemă. Dar end of the day, tu ești un magazin. Nu uita că ești un magazin. Și atunci, viitorul aparține prezenței offline și online. Ok, poate nu un showroom în care să te duci să vezi zeci de mii de produse, sau, dar cu siguranță că există nevoia de componentă offline cu online. Rămâi online, iarăși, poate să existe și partea aceasta, că ne uităm la dark store-urile sau cu e-commerce-ul acesta, care este super rapid. Și țin minte o chestie care m-a surprins foarte mult. Au fost easy box-urile. Pe mine m-a surprins teribil de mult partea cu easy box-uri. Aveau nevoie oamenii, clienții, vedeam niște rapoarte din Polonia, din alte țări mai dezvoltate și eram așa un pic, ok, easy box-ul, o fi bine, nu o fi bine, s-o livra la acolo, se sparg, da, ce-or fi. Și în prima zi am avut 16 comenzi. Deci în câteva ore. Adică ceea ce noi puțin, adică dintr-o nici nu l-am comunicat. N-am comunicat nimic. Pur și simplu am pus colegii noștri de la Dev, niște oameni extraordinari și foarte buni pe ceea ce fac. Au făcut un sistem, integrarea au făcut-o foarte bine, să alegi din zona ta. Deci iarăși o chestie de rapiditate. Deci aceasta, mă duc în magazin, văd, trebuie să fie și componenta asta, dar ai nevoie acum. Și ghiși ce, online îți oferă și această posibilitate de acum și rapid. Exact.
Că tot spuneai de colegii foarte faini de la Dev, mai spuneai pe la începutul podcastului și de faptul că e foarte bine ca oamenii să fie proactivi, să vină cu idei, să te challenge-uiască. Eu întotdeauna am angajat oameni mai deștepți decât mine, din multe puncte de vedere, pentru că asta mă challenge-uia pe mine. Da, da, trebuie maturitate multă ca să faci. Probabil. Cum îi motivezi? Pentru că e un challenging și să ai niște oameni așa foarte smart și foarte challenging, dar vine cu foarte multe avantaje. Cum îi ții, cum îi motivezi, cum îi aduci, cum construiești mindset-ul ăsta în cadrul companiei? În sistemul ăsta de management pe care îl folosim, este un lucru foarte tare care este, nu m-aș fi gândit la el, și anume, și e scrisă după aceea, am explorat puțin mai mult în câteva cărți și e banal. Mediul influențează. Te duci acasă, te comporți într-un fel, la birou te comporți într-un fel, fără să-ți dai seama, ești cumva un alt om în medii diferite. E complicat să motivezi sau să fii atent la fiecare lucru, că tu ai în minte și că trebuie să crești business-ul și ai în minte și, băi, da, oamenii aceia sunt importanți, oferă-le suportul necesar. Și cred că odată cu maturitatea și cu evoluția în vârstă și cu familie, copii, responsabilități, devii un pic mai atent la nevoile celorlalți și încerc, și nu reușesc mereu, dar încerc pe cât posibil eu să fiu suport și ei să fie vioara întâi. Sau, deși ca antreprenor vrei să fii și tu vioara întâi, vrei să te simți bine că a fost decizia ta, dar aici câteodată trebuie să știi când să lași puțin motoarele tu, câteodată devin prea demanding și o știu și cumva după ce am dat seama, ok, nu prea e bine, stai că am împins prea mult, inutil de multe ori. Eu sunt workaholic de fel și îmi place la nebunie ceea ce fac. Mă mai văd încă 20 de ani în industria aceasta. Și atunci, cumva, eu am alt drive. Dar trebuie să fii foarte atent la oamenii respectivi. Au și ei nevoi, au și ei frici dar trebuie la motivația lor. Asta e foarte important. Să fii atent. Trebuie să asculți vorba. Cum zice un coleg foarte, de la care învăț foarte, foarte multe lucruri, zice, trebuie să asculți, nu să auzi. Corect. Deci, corect. E ambele teoretic zic același lucru, practic, n-au nicio legătură. Da, 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 da. Da, deci spuneai că mai vrei să te mai vezi încă 20 de ani aici, nu vrei să te duci pe vreo insulă pustie, izolată, să te retragi. Mi se pare că îți moare creierul. Asta nu. Corect. Eu sunt exact de aceeași părere. Că ce te motivează și ce te ține în super priză, te ține, ce spui tu, înveți, tânăr, util în domeniu, cumva relevant în domeniu. Da. Îți place foarte mult domeniul ăsta și schimbi multe lucruri, înveți multe lucruri, faci multe lucruri. Cum te mai și detașezi sau detensionezi sau ce te ajută să continui să faci lucrurile astea într-un mod care ar fi perceput ca workaholic, dar te înțeleg foarte bine că dacă îți place, nu ești. Adică da, tu da, nu o simți. Da. Dar din exterior e perceput așa. Cu hobby-urile stau destul de slab, să nu zic prost. Sunt norocos că am o familie care mă susține și mai îmi dau câteodată semnale în care spun, ok, vezi că iarăși încep să, hai să vedem, ai și o familie, ai și copii, hai să mai treci și pe partea aceasta și acordă puțin atenție și e cam un wake-up call, ok, să ne dăm puțin în spate. Alerg, adică hai să zicem că fac puțină mișcare destul de des și îmi place lucrul acesta, să alerg, îmi place foarte mult să alerg, mi se pare că este un proces prin care mintea se liberează de toxicitate și cumva îți pune gândurile în ordine. Și sunt curios mereu de lucruri, adică citesc destul de mult, zic eu, nu știu, am o regulă, trebuie să citesc în fiecare zi măcar 15 minute și cumva reușesc să mă țin de mulți ani de lucrul acesta și asta mă... cumva, cred că mă... Dar nu e un hobby. Știi, hobby trebuie să faci Lego cu fiul și copiii, știi?
Ok. Cine știe, da, poate te apuci de restaurant, mașini clasice. Am un prieten care s-a apucat de asta și tot șurubărește la mașini și zic, băi, n-ai găsit și tu vreun mecanic? Nu, n-am găsit, frate. Da, no, asta, no, no. De fapt, asta e frumusețea, da, că-mi da, place, că-i da. Place lui, știi? Da. Mersi mult de tot, Mihai, a fost o plăcere să te avem alături de noi și mult succes în continuare, în cei peste 20 de ani de acum înainte. Ne vedem în 20 de ani.